Sosirea primăverii a fost un motiv suficient pentru ca angajații Muzeului Hidrocentralei Porțile de Fier și elevii Școlii Generale Petre Sergescu să participe la o lecție modernă de științele naturii. În centrul atenției s-a aflat barza ca simbol al acestui anotimp. La început, barza era un om. Într-o zi, Dumnezeu i-a poruncit să ia un sac în care băgase șopârlele, șerpii, racii, melcii, broaștele și peștii și să le ducă la baltă. M-a impresionat legenda barzei, când era barza un om și Dumnezeu a transformat-o într-o pasăre. Pe 20 martie a fost echinoțul de primăvară. Practic, acest echinoț de primăvară marchează începutul primăverii cosmice. În cadrul acestor tipuri de manifestări se înscrie și cea de astăzi, legată de barză. Barza, fiind considerată o pasăre sfântă încă din perioada romană, este un oaspete drag nouă tuturor, un oaspete important de primăvară. Elevii au participat în mod activ la întâlnirea derulată la muzeu, au pregătit poezii, cântece și au modelat figurine din hârtie. Zumzet vriu prin zarzăr, oare cântă florile la soare? Că pe grâne de floare pline, nu știi, flori sunt ori albine. Mie mi-a plăcut pasărea, deoarece este alb și negru și toată lumea o iubește, e vestitoarea primăverii. Echinocțiul de primăvară marchează începutul primăverii astronomice și reprezintă intrarea soarelui în primul semn zodiacal, cel al berbecului.